Avem aici o drujbă a cărui reglaj de la ulei nu mai merge. După cum se observă, se învârte în gol. Această pompă de ulei, văd un drum, are aici o pană care o împiedică să se dea peste cap. După cum observați, are decât o cursă scurtă. Cineva a forțat-o și această pană s-a ștemuit și se învârte în continuu. O să-i schimbăm pompa de ulei. Pentru a face acest lucru, trebuie să-i desfacem ambreiajul. Ca să-i desfacem ambreiajul, blocăm prima oară pistonul. O să desfacem la filtrul de aer. Așa, scoatem filtrul de aer. Bujia. Pentru a bloca pistonul, o să folosim o sfoară de demaror, care o introducem aici, după cum se poate vedea, în locul bujiei. Așa. Acum, după cum se poate observa, pe ambreiaj avem săgeata de desfăcut, care este invers a celor ceasornicului. O să batem cu o șurubelniță și cu un ciocan în ambreiaj. Prima oară dăm la mână, învârtim la mână ca să se blocheze pistonul și apoi scoatem pola ambreiajului, rotița, elementul coace. Aici este melcul de la pompa de ulei. Trebuie să desfacem această protecție. Așa, sub această protecție. Acesta este melcul. Protecția. Și aici avem pompa de ulei și dacă se poate bine observa, aici este pana aceea de care vă povesteam, care
făcut-o, cum veți vedea imediat, o să învârt eu. Imediat. Uitați, vedeți, pana nu mai oprește și se învârte în continuu. Ea lucrează pompa, dar nu mai avem opritor. Așa, vom înlocui pompa. Pompa are două șuruburi. Pompa va ieși. Uite, futon. Așa. Și o vom înlocui cu cea nouă. Punem furtunul la loc. Și urmăm procesul înapoi. Cam atât a fost. Vă mulțumim